Salutare, salutare! Astăzi avem un nou invitat la Birou Gumag, unul dintre partenerii noștri, Mihai Crângașu de la TBA Credit. Mihai, bun venit și despre ce discutăm azi? Bine te-am găsit, m-ai luat repede, așa despre ce discutăm. Mă bucur tare mult că am reușit să ajung la voi astăzi. A fost un drum destul de lung și am venit cu un subiect nou, pregătirea Black Friday, zic eu, pentru că este foarte importantă atât pentru noi cât și pentru partenerii noștri. Da, până să începem discuția, poți să ne spui câteva lucruri despre TBI și cu ce se ocupă compania? Noi mai avem încă o sesiune, am făcut la un moment dat un live care puteți vedea înregistrările, dar pentru cei noi care ne descoperă acum, să facem așa o mică introducere în universul financiar. Da, TBI Pay, așa cum am spus și în live-ul precedent, este o companie financiară ce oferă soluții de finanțare pentru magazinele online și offline. Suntem în piață din 2003, însă aceste canale de vânzări le-am dezvoltat undeva de 3 ani și jumătate încoace și le-am adus la un nivel foarte, foarte bun. Având în vedere că în acest moment, când vorbim de partea de online, suntem singurii din piață cu flux 100% online, cu câteva integrări foarte bune în platforma noastră și cam asta spune totul. Ok, restul detaliilor se pot vedea. Se pot vedea, da. Bun. Cum vezi tu oportunitatea pentru antreprenorii din e-commerce? Vorbim în general despre e-commerce, dar se poate aplica și la cei care au offline și vor să intre în online. Oportunitatea de a oferi creditare clienților cu ocazia campaniei de Black Friday. Este foarte important să aibă această opțiune, adică cei care nu au această opțiune în momentul de față ar trebui să grăbească să aibă această opțiune. De ce spunem acest lucru? Este ceva foarte nou care subiectul acestei discuții, pentru că nu s-a prea discutat în România despre oportunitățile de finanțare cu ocazia campaniei de Black Friday. Corect. Noi de obicei o să povestesc așa. Noi pregătim campania de Black Friday cu partenerii noștri cu foarte mult timp înainte de lansarea acestei campanii. De obicei ajutăm cu un produs financiar pentru clientul final cu o dobândă redusă, astfel încât să putem să mărim și valoarea coșului și clientul final să fie foarte mulțumit și promovarea să fie foarte bună. Vrem să facem acest lucru încă de pe acum. Chiar dacă suntem în perioada de concedii, ea se va termina în viitorul foarte apropiat și vrem să facem acest lucru cu toți partenerii noștri, să gândim campanii de marketing pe care să le pregătim, astfel încât la momentul lansării Black Friday să fim pregătiți din toate punctele de vedere și lucrurile să meargă foarte bine și vânzările, bineînțeles, să explodeze în acea perioadă. Ok, și ce ar putea concret să facă proprietarii magazinelor online pentru clienții lor? E cum să profite de integrarea asta cu voi și cum să rămână profitabil? Uite, m-am gândit, chiar am avut o discuție zilele trecute cu unul dintre partenerii noștri și ne-am gândit la crearea unui voucher pe care îl poate folosi clientul final în ziua de Black Friday, pe care noi să-l finanțăm încă de pe acum. Astfel încât, în momentul în care se lansează campania de Black Friday și știm că sunt stocuri limitate, clientul să nu mai intre pe fluxul de aprobare al creditului, ci pur și simplu să introducă acel voucher deja finanțat și să-și achiziționeze produsele dorite instant. Este o variantă de campanie de marketing și cu toate astea, cumva site-ul își securizează vânzarea, că a cumpărat deja voucher încă din timp. Adică știe că acei bani vor veni către el în produsele lui la momentul respectiv. Exact. Și atunci magazinele fac o vânzare și valoarea comenzilor este mult mai mare. Este mult mai mare, da. Cu parteneri putem stabili sumele respective, trebuie să fie fixe, asta este clar, pentru că finanțăm o sumă fixă și putem să punem orice de valoare dorește partenerul voucher respectiv sau putem să punem o gamă mai largă de sume, începând de la 1000 de lei până la 100.000 de, până la 10.000 de lei voucher respectiv. Și clientul va folosi fix în momentul lansării campaniei de Black Friday.
și ce ar ajuta foarte mult să înțeleagă magazinele online, dacă aleg să fac astfel de campanii și noi le recomandăm să facă asta, să comunice din timp și această opțiune. Poți să cumperi un voucher, este finanțat prin TBI, adică se poate face finanțare și poți să-ți cumperi mai multe produse, adică visul tău este mai mare de Black Friday, acum poți să-l ai, ți-l poți permite, este foarte simplu de accesat. Exact. Vreau să ne gândim și la perioada de concedii, Cosmin. Știm foarte bine, da. Am stat închiși un an și un pic și acum, în momentul în care am simțit gustul concediilor, cam toți am plecat în concediu. Și culmea, am cam cheltuit niște bani în concediu. Da. Dacă facem Dacă facem acest lucru încă de pe acum, adică putem să achiziționăm în rate voucherul respectiv, este mult mai ușor, adică e mult mai ok. Decât să stăm să strângem bani până în noiembrie când avem campaniile de Black Friday, mai bine mi-am făcut un credit acum, deja plătesc ratele până noiembrie, cumva am și ușurez sarcina financiară până atunci. Am înțeles. Da, e mișto de aplicat și e foarte important să comunice, pentru că acolo este o situație, adică o provocare sau o problemă în piață. Noi ne numim provocări pentru că sunt mai bine, știi, oamenii fug de probleme, dar uneori acceptă provocări. Și atunci spunem, băi, comunică asta, fă-o pe mai multe canale să afle clienții tăi ce se poate face în business-ul tău și practic este și o diferențiere. Pentru că mulți ar vrea să facă, nu fac nimic și tu atunci, sigur, te diferențezi. Uite, noi facem și treaba asta. Noi nu doar o să pregătim. La noi este disponibil acum. Plus, ok, pentru toate magazinele Gomag, integrarea este by default, este gratuită, se poate accesa foarte rapid. Exact. Da. E foarte important, cum spuneai și tu, să avem semnalizarea. Și noi suntem pregătiți de acum să începem să facem aceste campanii de marketing cu partenerii noștri. Da, și mai vorbeam înainte un aspect. Cât de important este partea asta de creditare, adică să-și gândească business-ul puțin mai încolo de strict produsele pe care le vinde, să gândească că pentru, într-adevăr, depinde de nișe, la handmade-uri este mai ciudat, adică mai greu, în funcție de categoria de produse pe care le vând, să propună, nu știu, clienților din grupul VIP, clienților care fac achiziții în mod repetat în timpul unui an, să le dea o dată mai multă marfă și să fie creditată prin voi, adică să clientul magazinul, clientul nostru comun, își primește banii mai rapid și clientul lui primește marfa. Și atunci poți să mărești valoarea comenzilor, valoarea tranzacțiilor. Despre asta este vorba. Noi aici intervenim prin a ajuta de a mări valoarea medie a coșului de cumpărături și încercăm să convertim cât mai mulți clienți nehotărâți care nu au posibilitatea să achite produsele, să-i convertim să devină clienții site-ului respectiv. Și cred că este tot mai adoptată metoda de plată și practic poți să numești oarecum o strategie. E o strategie și o strategie de business. Adică să știi că poți să oferi clientului tău oarecum, să-i propui un fel de linie de finanțare pentru ceea ce vinzi tu și ai, uite, avem 50 de clienți care cumpără în ultimele 6 luni de peste 10.000 de lei sau 15.000 de lei. Bă, te-ai putea cumpăra mai mult, poți prin această opțiune, nu trebuie să pui toți banii odată, opțiunea de rate. Și cred că sunt mulți care sunt dispuși, mai ales în zona asta și probabil electrocasnice sau în zona de B2B. Da, inclusiv. Dacă chiar avem, chiar în urma live-ului pe care l-am avut, am avut solicitări pe partea de B2B. De la partenerii voștri și chiar am semnat câteva protocoale de colaborare pe partea de business to business. Putem oferi și această soluție magazinilor partenere. Home & Deco cred că ar funcționa. Home & Deco, da. Home & Deco este un sector unde ne dorim foarte mult să fim prezenți pentru că produsele financiare pe care le folosim se pretează extraordinar de bine pentru acest sector Home & Deco. Cred că ar mai merge bine la scule și unelte, unde valoarea coșului, adică produsele sunt cea mai scumpe. Corect. Și acolo chiar avem experiență și putem să spunem că avem cumva experiență din partea de offline, unde lucrăm cu câteva magazine fizice, iar soluția noastră de finanțare este utilizată zilnic în magazinele respective. De ce să nu avem și online? Și inclusiv încurajăm dacă se uită cineva care are magazin offline să-și creeze un magazin online, pentru că această industrie chiar este foarte interesantă pe online și
noi putem să-i ajutăm cu finanțarea. Voi cu dezvoltarea site-ului, noi cu finanțarea. Deci oportunități sunt. De asta să vrei să-ți vezi business-ul mai încolo de gama de produse pe care o ai, să gândești că business-ul tău este creat pentru a face bani, cât mai mulți bani, și să devii profitabil și să faci diferența, să te diferențezi puțin în piață. Așa este. Adică cât mai mult posibil. Că dacă te diferențezi puțin, dacă face cineva mai mult, o să ia mai mare vizibilitate. Și sunt diferite artificii. Una dintre ele este acceptarea sau comunicarea că tu oferi plata prin credite. Da. Vreau să mai adaug ceva, Cosmin, referitor la partea de, nu neapărat să zicem Black Friday, deși este cel mai aproape din punctul meu de vedere. Bine, e back to school. Da. Dar cea mai importantă, știm cu toții că este campania de Black Friday, pe care vrem să o pregătim de acum. Este un exemplu pe care l-am dat mai devreme cu voucherele puse la dispoziție din timp, astfel încât clientul să aibă deja banii în portofel pentru noua achiziție, însă cu partenerii noștri, adică cu cei cu care semnăm protocoale de colaborare, putem face și alt fel de campanii de marketing, adică ne putem gândi la un cod de discount pe care îl putem suporta chiar și noi. Putem să facem niște campanii co-branded împreună cu partenerul nostru, gândite strategic. Putem să facem newsletter împreună, atât pentru clienții site-ului, cât și pentru clienții existenți TBI, în care să promovăm anumite produse vedetă și să le oferim împreună un discount pentru produsele respective. TBI Pay chiar face acest lucru și susține partenerii pentru aceste campanii. Foarte tare. Chiar dacă sunteți interesați de proiectul respectiv, să lăsați măcar comentarii, să vedem cine ar vrea să facă, să comunicăm proiectul pilot, nu știu, un studiu de caz împreună și împreună cu voi cei care alegeți să participați la treaba asta, să vedem care au fost rezultatele și ce s-a întâmplat acolo. Să inspirăm și alți oameni și pur și simplu tu, dacă alegi să participi, ai de câștigat. Despre asta e vorba. Bun, Mihai, dacă ar mai fi ceva de adăugat, până data viitoare. Da, încă o dată mă bucur că ne-am văzut, pentru că pentru mine e chiar o surpriză plăcută să vin la voi aici și să vă văd și să discut cu voi. Aveți o echipă foarte faină. Și chiar mă bucur că i-am cunoscut pe o parte din colegii care nu sunt plecați în concediu. Da, chiar mi-a plăcut foarte mult jocul pe care l-am desfăcut mai devreme. Și mi-a plăcut o carte pe care ți-am zis mai devreme și aș vrea să o spun. Da, să spui. E chiar prima, normal, pentru că eu am pus-o acolo. Da, este Ai băut prea multă pălincă gomag. Renunță la o carte. Da, mi-a plăcut foarte tare această carte și mai multe cărți și cred că am să mai revin la voi, că îmi face o deosebită plăcere să fiu aici să discut cu voi. Te așteptam. Bun, hai, mulțumesc. Mersi și eu. Și puteți să revedeți materialul, să-l revedeți materialul, puteți să mai ascultați episodul și neapărat să vă gândiți puțin la business-ul vostru, ce oportunități sunt acolo și cum puteți pune cap la cap mai multe opțiuni din piață pentru a face business-ul ăsta mare. Și până data viitoare, contactați TBI. Urmăriți și celelalte materiale și ține legătura. Salutare!